ordinanța ființă ordinară a Consiliului Local din 1 august, prin dispoziția primarului numărul 273 din 24 august 2017. Sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsește domnul Munteanu. Poate motiva, nu știu, nu știu. Da. De ședința se poate desfășura în condiții normale și eu cu domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua! Vreau să supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Care este dacă pentru, sunt discuții, dacă sunt discuții sau probleme. Dacă nu, cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Una dintre. Se trece la ordinea de zi. Au apărut niște nevoi urgente. S-a discutat și la comisie și s-a discutat la comisie suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării UAT Oraseni Moldova cu reprezentanța UNICEF România în cadrul proiectului Incluziune Socială prin furnizarea serviciilor sociale integrate în județul Bacău. Deci s-a discutat ieri la comisie despre asta. Și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii numărul 1 Slănic Moldova, pentru care va trebui să se formuleze propuneri. Da. Dacă sunteți de acord și, cu suplimentarea... Și a apărut o solicitare a domnului consilier Dogărașu ca să numim un alt președinte de ședință, pentru că nu poate să fie da, la deci următoarele fi, și ar fi al treilea punct la diverse. Și o să vină următorul și eventual la numărul 5, cu atestarea în domeniul public. Aia se scoate. Da. Așa cum am discutat ieri, numărul 5, întrucât nu am, încă nu au ieșit schițele de la... Nu, mai era știam da. Pe deci se retrage 5 și apar cele 3 puncte. Da. Da? Trebuie supus cine se de acord cu ordinea de zi. Cine se de acord cu ordinea de zi? Acum se trece la punctul al ordinii de zi. Da. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, devenitul și cheltuielor unității administrativ-teritoriale al orașului Slănic Moldova. Inițiator domnul primar Gheorghe Vaciu. Supun avizul comisiilor, dacă sunt discuții favorabile. Împotrivă și dau înapoi. Cine este pentru? Cine este pentru? Unanimitate. Se abține? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului consolidat al unității administrativ-teritoriale oraș Slănic Moldova. Inițiator domnul primar Gheorghe Baciu. Avizul comisiilor. Favorabil. Dacă sunt discuții? Discuții ceva? Să spun la vot cine este pentru. Cine este pentru? Punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului numărul 1 al hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 52 din 2704-2017, privind stabilirea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și sau asimilabile acestora. Practic, sunt în ședință, domnul Baciu. Dacă sunt am discutat ieri la 20 de bani, am discutat ieri la comisie. E o greșeală acolo de calcul. Deci, s-a consemnat în mod eronat prețul fără TVA la 109,04 în loc de 109,24. Prețul cu TVA este corect consemnat, 130 lei metru cub. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol, stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Implementarea Registrului Național Agricol la nivelul unității administrativ-teritoriale al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator domnul primar Baciu Gheorghe. Avizul?
Favorabil. Favorabil. Ceva discuții? Cine este pentru? Punctul 6. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea reducerii la plata taxei de salubrizare mediu pentru o persoană ce îndeplinește condițiile prevăzute de hotărâre al Consiliului Local. Numărul 31 din 30.02.2017. Domnul primar Gheorghe Bașu, primarul orașului. O persoană pe aceeași bază de calcul. Am făcut solicitare și eu propun să aprobăm această reducere sub rezerva care am amintit-o și ieri, că în situația în care vom fi nevoiți, vom pune acești bani de la bugetul local. Deocamdată nu este cazul. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Da. Suplimentarea, deci cu prelungirea colaborării. La UNICEF, practic, este vorba de o colaborare care este actuală. Am primit o adresă de la dumnealor că sunt de acord să prelungim această colaborare până la sfârșitul anului 2018. Asta înseamnă finanțare pentru un asistent social și un asistent medical în vederea îmbunătățirii condițiilor de educație, de viața copiilor. UNICEF se ocupă în principal de copii, dar nu numai. Este foarte important că se prelungească acest proiect, pentru că noi vrem să-l integrăm cu celelalte proiecte care se desfășoară pe raza localității noastre și încep cu proiectul surorilor, Congregația Surorilor Providenței de la Cereșoaia, cu educația care o fac dumnealor acolo, cu centrul de îngrijire la domiciliu, care tocmai de câteva luni s-a deschis și ați aflat despre el, care este în curs. Avem asistentul medical de la școală, care la fel contribuie la îmbunătățirea acestor activități și mai avem serviciul nostru de asistență socială și surorile de la Sălin Modolă. În așa fel încât cu toate aceste, cu tot sprijinul care avem de la aceste entități, sperăm să îmbunătățim și partea de locuire, și partea de asistență socială, și partea de asistență medicală, în așa fel încât educația, în principal educația de privarea sănicului, să aibă un suport sănătos de dezvoltare. Avizul favorabil. Cine este pentru? Cine este pentru? Și următoarea suplimentare, desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlilor. Anul trecut au fost desemnați doamna Tudoreanu și domnul Catan. Și a fost schimbat, cred că domnul Catan. Da, aș propune să facem propunere. Da, aș propune să rămână în continuare domnul Catrințașu, iar domnul Catana, dacă având în vedere schimbarea de... Dar consideră că... Că au copii la școală. Știu că de asta. Asta este important să ai un copil, să poți... Știu că nu ajungeai la... Da, inițial am renunțat din cauza programului pe care îl aveam. Între timp s-au schimbat niște lucruri și pot... Pot să... Pot reveni. Mai sunt alte propuneri. Mai sunt? Nu sunt bune propuneri, mai ales că sunt tine și da, și copii. Da. Să punem la vot. Pentru domnul Catrințașu. Cine este? Pentru domnul Catrințașu. Și pentru domnul Catrințașu. Și ordinea de zi și președinte de ședință, da. Cine urmă? D, E, nu cine? E, stai să vă spun acolo. La prezent, Ionel Petea. Ionel. Domnul Ionel. Da, trebuie să l-am aprobat. Cine este pentru ca să fie domnul Ionel președinte de comisie? De ședință. Da. Acum aprobăm pentru să ne aprobăm pe mașa. Da, așa, ca o, pentru că ședința a fost foarte scurtă, ca o informare de final vis-a-vis de evoluția situației la Sălin Modova, pentru că este material filmat. În primul rând, suntem într-o fază avansată, finală, practic am depus documentația pentru obținerea licenței pentru apele minerale de la Sălin Modova.
și sperăm până la sfârșitul lunii septembrie să se întâmple acest lucru și să avem autoritatea legală necesară să putem porni aceste izvoare. În al doilea rând, s-a terminat procesul de selecție și angajarea noului director executiv de la Societățile Apa Servutil-Brest. Avem, după cum știți dumneavoastră, dar vreau să știți cetățeni, un nou consiliu de administrație și un nou director. Sperăm ca acest lucru să se repercuteze în eficientizarea activității și de salubrizare și de apă canal pe Valea Stănicului. Și pentru aceasta avem un plan de măsuri. Am avut ieri ședință de Consiliul de Administrație la ambele societăți și sper ca foarte repede să se intre pe acest făgaș. În speță, și pentru Dureasă și pentru cetățeni, se va restructura activitatea la Util Press pentru perioada de iarnă, însemnând o economie de care avem nevoie, în principal, pentru că bugetul nostru nu suportă, nu permite să mai cheltuim mulți bani, dar de la primăvară avem un plan foarte amplu de dezvoltarea activității la Util Press, în special pe partea de construcții. Pentru că noi nu avem un sector de construcții și din cauza asta nu putem să deservim cetățenii noștri cu oameni din interior. Nu avem utilaje. Sperăm într-un timp foarte scurt, dar noi am propus la 1 aprilie anul viitor să pornim acest sprijin către cetățenii noștri. În același timp vă spun că s-a restructurat aparatul primăriei după noua legea salarizării și avem mai puțin cu 4 angajați și ceea ce aduce o economie, sarcinile au fost distribuite, respectiv nu mai angajăm la acest moment suplimentar oameni noi. Am angajat doar la pompieri, unde avem nevoie mare să asigurăm 24 de ore din 24 conform legislației intervenția. Pe de altă parte, sunt bucuros să vă spun că de când am venit la primărie și până la 30 iulie am reușit să achităm datorii restante care însumează 2.820.000 de ron. Deci 28 de miliarde de lei am achitat în această perioadă restanțe moștenite de la conducerea anterioară. Este important ca cetățenii să știe acest lucru pentru că tocmai aceste datorii ne frânează pe noi în activitate și intenția noastră de a ajuta oamenii este limitată de acești bani. Mai avem, ca să ne deblocăm total, nu total în sensul în care nu putem pune obiectivele în funcție, dar ne mai trebuie 1.400.000 de ron. Sperăm, puțin mai mult de 1.400.000, sperăm ca foarte repede să reușim să achităm aceste datorii și transmitem și celor întreprinzătorilor noștri care ne urmăresc și cetățenilor noștri, pentru că este foarte important ca fiecare cetățean și întreprinzător să-și plătească impozitul și datoriile față de primărie. Avem restanțe și trebuie să înțeleagă fiecare, în special la persoane juridice, fiecare întreprinzător că fără plata taxelor nu reușim să avansăm. Eu sper ca foarte repede cetățenii noștri să simtă sprijinul care îl acordăm și toate acțiunile care le-am întreprins și deciziile care le-am luat să fie în sprijinul dumnealor. Spre final mai vreau să spun că avem într-o fază avansată un proiect de modernizare a infrastructurii turistice. Sunt 4 străzi pe raza orașului Sălnic Moldova care vor fi incluse și parcul și anumite obiective care sunt eligibile pe acest culoar vor fi finanțate. Sperăm noi să câștigăm acest proiect pentru că este o competiție și cel mai bun învinge. Multă sănătate și succes atât dumneavoastră și cât și cetățenilor noștri. Da, încheiem ședința, vă mulțumim. Zi bună, domnule.